adevărat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de El, piatra cea vie, rădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Amin. Psalmistul ne întreabă și ne cheamă să gustăm din Domnul nostru Iisus Hristos. Și Apostolul Petru merge mai departe și spune, dacă ați gustat în adevăr ce bun, ce bun e Domnul, ce minunate sunt cuvintele Lui. Și așa cum spune Apostolul Petru, dacă ați gustat ce bun este Domnul, apropiați-vă de El. Domnul să ne ajute să ne apropiem tot mai mult de El, de Domnul Iisus. Nimeni n-a vorbit vreodată ca El. Spuneau iscoditorii, trimiște farisei ca să-L prindă pe Domnul cu vorba. Și s-au întors fără El. Și când i-au întrebat cei ce-i trimiseseră, de ce nu l-ați adus? Au spus cuvintele acestea. Nimeni n-a vorbit vreodată ca El. Nimeni n-a iubit vreodată ca El. Fie slăvit numele Lui. De aceea El ne cheamă. El ne cheamă pe noi și pe toți. Așa cum spunea fratele, ar trebui să fim ucenici. Așa au fost în Evanghelia după Ioan, spune un text acolo despre doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul care l-au găsit pe Domnul Iisus și au mers după El și au rămas cu El. Unul dintre ei era Andrei și Andrei o dus pe fratele lui la Domnul, pe Simon. Și când l-a văzut Domnul pe Simon, i-a spus, tu ești Simon, numele tău nu va mai fi Simon, ci Petru, care înseamnă Petru, slăvit să fie numele Domnului. Și apoi, în continuare, a chemat pe alți ucenici, a chemat pe Filip. Filip a chemat pe Natanael. Și când a văzut Domnul pe Natanael că vine la el, a spus, iată, în sfârșit, un izraelit, fără vicleșug, la care Natanael îi spune, de unde mă cunoști? Și Domnul îi spune un secret din viața lui, care l-a uimit. I-a spus Domnul, ce-am văzut mai înainte de a te chema Filip, când erai sub smochin. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aceasta a uimit pe Natanael atât de mult încât a zis, tu ești împăratul lui Israel, tu ești fiul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, pentru că am zis că te-am văzut sus mopsind și crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. De acum înainte vei vedea cerul deschis și pe fiul omului. Și îngerii lui Dumnezeu coborându-se și suindu-se slăvit să fie Domnul. M-am gândit mult la secretul acesta și am citit într-o carte despre secretul acesta care îl uimește pe Natanael atât de mult. Și am citit într-o carte că atunci când Irod a poruncit omorârea pruncilor în Betleem și în împrejurimi, mama lui Natanael l-a ascuns în slujbă. Aceasta a fost un secret pe care nu l-a știut decât el și mama lui. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Atunci când oamenii văd ceva, așa cum arăta fratele Daniel, se întorc la Dumnezeu atunci. Se întorc la Dumnezeu. Cu mai mult de 60 de ani în urmă, o făcut Domnul o strigare aici, o trezâne în satul acesta. Că mulți ani au fost, numai părinții mei, patru familii au fost în sân, mulți ani. Și prin anii 1948 și 50 a fost trezirea asta în care a venit
la credință și părinților fratele Eurean, părinților fratele Emil. Atâta de mult o lucrat și atâta de mari lucrări a făcut Dumnezeu, încât se spunea că ori zis oamenii să nu mai mergi la pocăiți, că pun mâna pe voi și rămâneți acolo. Slăvit să fie Domnul, că nu era aceasta, dar Dumnezeu a lucrat cu minuni, a vindicat Dumnezeu în sârbi și a vindicat Dumnezeu în pacea. Numai aceasta vă mai spun și închii, că să lăs loc și la fratele Emil. O vindecat Domnul în pacea o femeie nepocăită. Că nu erau pocăiți și în pacea nu era numai o familie de pocăiți. Și mai târziu, femeia aceasta a ajuns să fie soacra mea. Și nu era la credință atunci, dar suferea. Am aflat că din copilărie suferea de un picior și sora ei era primisă pe Domnul Iisus Hristos. Și atâta o durut-o de grozav încât nu mai putut să mai suporte durerile și ziua următoare trebuia să meargă la spital să amputeze piciorul. La care sora ei a rugat-o frumos să nu te duci, să nu te duci. Și a spus că ia seamă pe frate din sârbi să se roage pentru ea. Și sigur că nu ne-am dus. Nu prea au fost mulți frați, cred că vreo 10 poate am mers cu surori cu drept. Dar mai frați bătrâni nu prea s-au dus și nici o pastor nu a fost, numai noi tineri. Dar Dumnezeu ne-am rugat înainte și Dumnezeu a spus, mergeți, sunt cu voi și lucrez. Și am ajuns acolo. Tot mai târziu am aflat că înainte de a ajunge noi acolo, că ea a fost păpat în altă cameră. Patru femei ori dus-o pe cearceaf și ori pus-o pe un pat acolo în casă, într-o altă casă mai mare unde trebuia să ajungem noi. Și am ajuns acolo și ne-am rugat. Cred că cam la a treia rugăciune, o femeie a venit și din lume. O femeie din lume a văzut cum s-a coborât un nor în colțul căști și cum s-a dus până s-a așezat acolo pe ea. Și când s-a așezat, norul ea a strigat cât a putut. Căci o simțit cum cineva ia picioarele și le aruncă. Și Domnul ne-a vorbit atunci și ne-a spus, am lucrat și noi am mulțumit Domnului și am plecat. După soțul ei era membru de partid și a fost la o ședință de partid și când s-a întors, noi eram acolo la rugăciune, ca să nu ne deranjeze, o mers în grajd și s-a culcat acolo. După ce am plecat noi, ea s-a sculat și a mers până la grajd și a spus, Andronică, scoală-te și bine că m-a vindicat Domnul. Slăvit să fie numele Domnului, sigur că s-au pocăit și ei, s-au pocăit și alții, mulți. Și s-a format biserica din Bacea. Domnul să facă din nou o trezire ca aceea și în sânt. Amin. Ca să ne bucurăm cu toții. Deci s-au mutat și au rămas puțin de tot. Unii la Deva, unii la Elia și s-au creșteat poporul. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și să dea progres fratele Dani în această lucrare. Domnul să lucreze. Amin. Amin.